Fost eleva lui Mircea Lucescu în Ucraina la Shakhtyor Donetsk, Lea Latovic și-a consolidat numele în clubul antrenorilor sârbi și prin știința sa de a promova jucători tineri. Fotbaliștii cărora fostul internațional le-a dat credit total au atras în scurt timp atenția unor formații cu bugete importante, iar cluburile de care aparțineau au găsit astfel rețeta potrivită pentru profit. Anul trecut, Lea Latovic a pregătit echipa Voivodina Novi Sad, cu care a terminat campionatul pe locul 9 din 16 echipe. Fost fundaș lansat în fotbal de Steaua Roșie Belgrad, Lea Latovic a îmbrăcat o singură dată tricoul naționalei Serbiei și a jucat pe fostul 23 august la retragerea lui Gheorghe Hagi. Pandurii au rămas fără antrenor după ce lui Edi Iordănescu i-a expirat contractul, iar până la această dată nu a fost prelungit. Iordănescu a solicitat banii la zi pentru jucători, stadionul să fie gata până în noul sezon, iar clubul să se redreseze din punct de vedere financiar. Oficialii clubului Pandurii nu au confirmat până în acest moment negocierile cu alți antrenori și nici rămânerea lui Iordănescu la Târgu Jiu.